găsit, iubitorilor fotbalului. Astăzi din nou o etapă de Liga 4-a Hunedoara, etapa 33-a, adică penultima aici la Lupeni, Hercules de Lupeni, Victoria Călan. Sunt genul tot să vă salut și vă doresc un meci frumos între o echipă în alb-roșu, Victoria Călan, și o echipă gazdă în albastru, Hercules Lupeni. Alături de mine, aș putea spune deja ca de obicei, Cristi Răzmăniță în calitate de co-comentator. Am și primit de altfel felicitări pentru modul în care domnul deputat s-a descurcat și în această postură de bun vorbitor al sportului. Salut, Cristi, și ai microfonul primele secunde. Bună ziua, bună ziua dumneavoastră și tuturor celor care ne privesc, care privesc meciul. Este o bucurie din nou pentru mine să petrecem o zi de sâmbătă dimineața într-o atmosferă sportivă la un meci de fotbal. Sperăm fără ploaie. Sperăm fără ploaie să vedem ce se va întâmpla astăzi. Eu sper și într-o evoluție bună a celor două echipe la un meci plin de sportivitate, să nu avem niciun fel de probleme, pentru că ne aflăm iată pe sfârșitul campionatului și chiar nu văd niciun... Sunt două echipe care de fapt nu au niciun fel de, ca să spun așa, cotă de interes. Poate doar Hercules Lupeni și-ar dori evident menținerea locului 6, iar Victoria Călan este pe locul 15. Practic este cea mai slabă echipă cotată, aflată încă în activitate, spunând asta pentru că în spatele său echipele Jiul Petroșan, Retezatul Râul de Mor și Zarandul Crișcior s-au retras și pierd toate partidele cu 3-0, de aceea și au acumulat toate peste 100 de goluri primite și în situația lor față de Victoria Călan, care este cu 2 puncte în plus față de Jiul Petroșan, care tot. Da, dacă stăm și ne uităm la clasament, vedem acolo o echipă cum e Jiul Petroșan, care iată s-a retras. Vedem Călanul, Simeria pe ultimul loc și pe ultimul loc. Nume grele, exact, în județ. Încă o dată situația fotbalului chiar poate să și fac o paranteză că Victoria Călan la anul împlinește 80 de ani de existență. Este înființată în 1934, da. Se numea Metalo Sport. Nici nu știu, au mai trecut printr-o situație sportivă atât de delicată, în sensul... Da, au trecut, au mai trecut în perioada 1987-2007, deci iată 20 de ani, au dispărut de partea fotbalului. Au dispărut. Au reapărut în urmă cu 6 ani, dar doar la nivel de Liga 4. Hai să fac și cunoscute distribuțiile celor două echipe. Voi începe invers, cu brigada de arbitri. Este din Deva, Alexandru Bălan la centru. Voi mai vorbi despre el, pentru că l-am mai văzut în două partide în care gazdele au câștigat întotdeauna de la 3 în sus. La linia 1 se află în fața noastră, fața camerei de luat vedere, Alin Saraolto din Deva, cu nedoreanul Florin Velea pe tușa dinspre băncile de rezerve, iar în calitate de observator al Asociației Județene de Fotbal, domnul Mirel Biriș din Deva. Cele două echipe, spuneam, sunt gazdele în albastru, cu Traian Câmpean pe banca tehnică, Morar în poartă, Panaite, Marius Dumitrescu, Curtean și Ungurian în linia de apărare, Alex Horongozo, Ciocârlan, Rasol și Adi Zlate la mijloc. Atenție, se joacă cu trei mijlocași astăzi, și Rasol, pardon, la mijloc, Adi Zlate, Bejan și Rere Moldovan în atac, deci într-un sistem astăzi cu trei mijlocași și trei atacanți. Antrenorul oaspeților, Cornel Dumitriu, antrenorul Victoriei Călan în alb-roșu, joacă cu Stupinean, Mihălțan, Chira Lingurar, Sergiu Stoica, Andreea Stănasă, Pantiloi, Spătar, Bogani, iar în atac Calanioș și Marius Moldovan. Iată, avem doi moldovani, 11 la oaspeți, Rere Remus, respectiv numărul 9 la gazde, cel care cu 29 de goluri se află deocamdată cu 4 goluri în fața ocupantului locului 2. Deci, iată, Rere Moldovan, la fel ca și tânărul Guțu de la juniori, care a marcat a 6 goluri într-un meci de 8-2 cu Călanu, se află pe primul loc la golgeteri. Măcar avem golgeteri, dacă nu avem vreo echipă din Vale pe locul 1. Acum și este un lucru foarte bun. Rere Moldovan chiar se află într-o acțiune în momentul de față, nu reușește să ajungă la minge. Important este, totuși ne aflăm la sfârșitul campionatului, putem să spunem că echipele din Valea Jiului au avut o evoluție bună și foarte bună. Cei de la Hurricane și Universitatea se bat încă pentru promovare, practic Lupeniu și Vulcanul au fost întotdeauna undeva acolo sus. Poate doar Inter Petrila a avut o evoluție, să zicem, mai puțin satisfăcută, oscilantă, să zicem, da. Față de tur, când era sub semnul întrebării însuși participarea ei din turul campionatului, din retur, dar până la urmă am înțeles că la nivelul Consiliului Local de acolo s-au rezolvat și aceste probleme și echipa, iată, a luat startul și a continuat și continuă cu antrenorul Vuță Moldovan și în acest retur.
Inter Petrila în această penultimă etapă, jucând la Metalul Crișcior. Da, da, sunt meciul a început În nota de dominare a echipei gazdă, care de aproape 3 minute RR Moldova a surprins în offside. Da. Deci albaștri Hercules Lupene au început în forță, să spun și linia de clasament a lupenenilor. 18 victorii, 6 egaluri, 8 înfrângeri, 71 de goluri marcate, 44 primit, o apărare bună și 60 de puncte. De partea cealaltă, Călanu de pe locul 15 vine doar cu 8, iată cu 10 mai puțin, cu 8 victorii, 3 egaluri, 21 de înfrângeri, golavraj 35-88, doar 27 de puncte, o apărare foarte slabă. Cred că cea mai slabă în contextul general. În contextul general, după ce fără Simeria. După Simeria. Și la un gol față de Inter Petrila mai bun. Dar, mă rog, ultimele nu se socotesc, că toate au de la... Dacă ar fi să discutăm și despre acest campionat și despre cei de la Lupen, putem să spunem că au avut un început de sezon mai oscilant, poate și datorită faptului că erau nou promovați la vremea respectivă. Însă dar cel nu puțin, dezastruos. Nu dezastruos, însă cel puțin prestația din retur, eu zic, a fost extraordinar de bună. A fost acea înfrângere cu retezatul Hațec, de care mi-amintesc că a fost acel egal pe teren propriu cu Băița. Însă, în general, au avut rezultate bune și foarte, foarte bune. Au beneficiat și de aceea victorie la Masa Verde în jocul de la Uricani, unde, trebuie să spunem, Uricani a câștigat destul de clar acel meci. Cu Alexandru Bălan la centru, cel care a mai fost și la un Universitatea Petroșan Inter Petrila 4-0. De aceea spun, a avut un 3-0. 3-0 la Uricani și... Uricani cu Lupeni, dar la Masa Verde câștigat de Lupeneni. Și un 4-0 la Petrila. A treia oară îl vedem pe... tânărul arbitru Alexandru Bălan din Deva la centru. Da, și nici atunci, eu nu știu, nu țin minte să fi fost vreo problemă, no. a fost un arbitraj extraordinar, da, n-avem ce să... Uricanu a dominat clar atunci, la fel Petrila, Universitatea Petroșan pe Petrila în acel 4-0, și dacă își menține tradiția, înseamnă că va fi tot așa, nu, astăzi? Să vedem, da, să vedem, numai jucătorii pot și bunul Dumnezeu să știe exact ce se va întâmpla. Jucătorii să încerce să obțină o victorie mai clară. Dacă este să discutăm și de arbitraj, pentru că dumneavoastră ați adus vorba acum, eu am urmărit câte un meci în fiecare etapă în acest retur. Să știți, prestația arbitrilor, cel puțin din punctul meu de vedere, bună, și meci, exact, meciurile pe care le-am văzut, bună spre foarte bune. Eu nu țin minte un joc în care s-ar fi avut probleme foarte grave de arbitraj. Poate la un singur meci a Universității Petroșan, dar nu mai țin minte în momentul de față cu cine, cu Hațegu. Atunci probabil că au fost 2-3 scurt-circuite, în rest prestații bune și foarte bune care nu au influențat. Un Florin Anca pe care de fapt l-am văzut în mai multe partide. L-am văzut și la Uricani cu un alt nivel de arbitraj, exceptând, repet, acea partidă offside. Nu, era offside. I-au surprins de câteva ori în offside. Îl felicităm în acest moment pe antrenorul echipei de la tineret, domnul Petre Drăgan, alias Pasăre. Niciodată n-am știut de ce se numește Pasăre acest domn. Vă spune dânsul la sfârșitul meciului, sau în pauză, probabil. Au obținut iarăși o victorie cu 8-1. 8-2. 8-2? Da. Diferență. Dânsii ne-au și obișnuit să câștige la astfel de diferențe. Guțu are câte? Câte goluri are Guțu? 35-41. 41 de goluri. Vă deci dați seama. Cum ne spune domnul Petre Drăgan, se află în zona microfonului. Îl felicităm că ocupă poziția a treia, dacă nu mă înșel, în clasamentul juniorilor. Și iată acest tânăr Guțu, care sperăm să-l vedem de la toamnă în prima echipă. Nu știu câți ani are exact. O termin acum. Termine. Junioratul. Da. Deci înseamnă că anul viitor îl vom vedea în lotul celor de la Hercules. Încet, vedem că se retrag Baraghin, Culeanțu, Bob. Bob îmi spune înainte de meci că ar dori să nu mai joace nici el din toamnă, pentru că nu poate face față cerințelor atât la serviciu, cât și la cele două, trei antrenamente pe săptămână, cât sunt programate la Lupeni. Totuși e bine și eu am sfătuit acest jucător cu experiență să rămână totuși în anturajul echipei și știți cum, și pentru condiția fizică pe care o fac venim poate și odată pe săptămână. Rămâne Moldovan, care are și el 33 de ani. Prestația lui totuși este extraordinară, nu putem să-l, chiar dacă este un veteran al gazonului, eu zic că joacă ca la 20 și ceva de ani. Așa este. Da, hai să trecem să relatăm puțin și fazele de joc. Numărul 6 de la echipa oaspete, fundașul de dreapta, Mihăl Țan, se află acolo, a executat un out, tot mingea revine în același șesar în alb-roșu de la Călan. Mihăl Țan,
a trimis un balon spre Marius Moldovan, numărul 11. Să vedem acum tot ce de la Călan, prin Lin, Sergiu Stoica la, controlează balonul la mijloc. L-a văzut bine acolo pe Marius. Bună deschidere. Marius Moldovan a reușit chiar un dribling în fața lui Ungureanu. Centrare bună. Bun. Dar Bogani, numărul 7, nu mai ajunge la balon. Și am putea nota prima fază mai coerentă de ofensivă a echipei Victoria din Călan. Și pasa foarte bună a unui jucător, a unui mijlocaș de la Călan, care l-a deschis foarte bine la pe cel ce Marius Moldovan. Cei de la Lupeni încearcă acum să regrupeze liniile ofensive. Repet, echipa joacă astăzi în sistem 4-3-3, un sistem, dacă vrei, clasic de până anii 90, la începutul anilor 90. Sigur că cu dorința de a-l împinge și pe Bejan mai avansat, gândindu-se că poate Victoria Călan poate să fie o pradă mai ușoară și de ce nu o victorie la scor. Sistemul de joc este unul curajos, într-adevăr, folosim trei vârfuri, însă eu și dumneavoastră știți asta, sunt pe principiu că trebuie să și riști puțin în viață ca să câștigi. Într-adevăr și adversarul poate le va permite acest lucru. Clar, eu zic, există o diferență între cele două echipe, între cele două loturi. Asta nu înseamnă că cei de la Hercules sunt câștigători. În Victoria Călan a învins Hasegul, care era o candidată la... care e locul întâi, mă rog. Care probabil dacă câștiga acolo, puteam să spunem că este promovată. Minerul Hurricane are deja 71 de puncte la această oră, cu 3 peste Hasek și Universitatea Petroșan, pentru că s-a pus la masa verde 3-0 cu Jiu Petroșan. Nici nu vreau să aud treaba asta. Vă dați seama, Minerul Hurricane câștigă la masa verde cu Jiu Petroșan sau orice echipă să câștige cu Jiu Petroșan la masa verde. Care are pentru deja 113. Da, vedeți-l chiar dacă locuiesc aici în partea mai vestică a Văii Jiului, Jiu Petroșan rămâne Jiu Petroșan pentru toți cei din Valea Jiului și chiar din județul Hunedoara, alături de Corvinu Hunedoara. Jiu Petroșan a fost întotdeauna etalonul nostru fotbalistic. O să ne ocupăm la anul de și... împrospătarea memoriei, împlinește 95 de ani Jiu la anul. Și cred că va fi, sigur, acțiune bună, gol Moldovan. Eu cred că ne aflăm într-un moment de pauză, cred că pariul pentru ziua de astăzi trebuie să fie Bejan pentru cei de la Lupeni. Eu nu l-am mai văzut jucând de mult, poate și datorită faptului că a avut acea suspendare, dacă nu mă înșel, în urma meciului de la Hurricane. Și iată cum acum, după câteva etape, dacă, nu știu, în urmă, cu o lună de zile discutam de portarul Morar ca despre, nu știu, un pariu al nostru, ca și comentatori, ca și spectatori a acestui spectacol sportiv. Iată că Morar deja face parte dintr-o, hai să zicem, tradiția echipei. Putem să spunem că devine un obișnuit și este foarte... un bărbat în echipă. Mai are puțin, dar eu tot sunt mai moderat așa. Dar este la începutul unui drum și la un început bun. Rămâne să vedem pe Jean cum se integrează astăzi în echipă și eu o să-l urmăresc în mod deosebit astăzi. Nu pot să nu remarc, comparativ cu atâtea terenul proaste și poate discret domnul Biliș ar putea să-mi confirme din spate, cât de bun este acest gazon de la Lupeni. Da. Neașteptat. Da. Comparativ cu echipe de tradiție, iată, Universitatea Petroșan nu poate. E adevărat, Jiu 2 l-avea și el foarte bun, dar în alte orașe am avut multe pete galbene, multe pete de pământ. Și au și aici, fost condiții meteorologice, să știți. Porți, da. Perfect. Regulă, totul. Da. Au fost și condiții meteorologice nefavorabile, în sensul, să știți, a plouat extraordinar de mult și eu mă temeam să nu fie puțin moale terenul și să se... E o plăcere să joci fotbal pe un astfel de gazon. Și la Bejan se vede că nu a jucat câteva etape pentru că are o dorință de joc și se vede după cum intră la minge. Da, a lucrat destul bine de hotărât. Rare Moldovan, care iată continuă să lupte pentru păstrarea titlului de golcitor, a marcat golul cu numărul 30 în minutul 8. Numărul 9 de la Călan, Calanioș a fost în fața noastră la câțiva metri aici, cred că nu are mai mult de 17 ani. L-am văzut fugitiv pe foaia de joc și am văzut jucători foarte mulți, 95, da. 96 născuți, 97, exact. Deci chiar tinerei. Cam și Călanu, da, și Călanu se află la sfârșitul campionatului și probabil încearcă anumite variante. Restructurare de lot, am înțeles că arată bine stadionul de la Călan, s-au făcut niște reparații, da, echipa... Poate la anul. Da. Reamintesc telespectatorilor că din această serie, în afară de Jiul Petroșan, care are, mă rog, istoria asta separată, aș spune, Aurul Brad și Victoria Călan au jucat ani de zile în divizia B.
Acum, cum să zic, nu mai e nici aur, nu mai e nici fontă. Și extraordinar golul lui Horongoză. Horongoză, frumos. Frumos gol. În minutul, aș dori o confirmare de la cameră la minutul de gol. În minutul 15 înseamnă că pronostic, de fapt sunt șanse foarte mari ca pronosticul pe care l-ați dat dumneavoastră cu privire la prezența domnului arbitru să se adeverească. De câte ori conduce meciul să fie o diferență de la 3 în sus, ținând cont că suntem undeva în momentul 15 și îl văd și pe domnul antrenor, pe domnul Câmpian, foarte fericit la acest 2-0. Da? 18 metri undeva. Da. Este clar, un meci fără probleme pentru Hercules Lupeni până în acest prim sfert de oră. De obicei tragem o concluzie după primul sfert de oră. Cred că s-a jucat într-o direcție cu un singur atac. Da, un atac frumos. Diferența de gabarit dintre cele două echipe este evidentă. Experiența unor jucători de la Lupeni făcând clar diferența între cele două echipe. Ce interesant mi se pare să vorbim despre experiența unor jucători dintr-o echipă care debutează de fapt în Liga 4. În Liga, da, dar dacă mă uit la linia de mijloc al acelor de la Lupeni, unde este Ciocârlan, da. Horongozo, nu Zlate. Pot, Zlate, hai să zicem chiar este undeva în față. Eu acum pe ansamblu, da, eu încă l-aștept pe Lupu, este pe teren, nu este pe teren, credeam că este numărul 17. Nu știu de ce nu joacă Lupu astăzi. Eu și de la el aștept mai mult. Am înțeles, acum mi se spune de către președintele de la Lupeni, că domnul Lupu a plecat în străinătate, sau nu știu unde. Să nu se înțeleagă că la o echipă de fotbal, străinătate, că a prins vreun transfer prin Spania, prin Liga 1. Sau nu, că ei au și Liga 8. Nu, el e un băiat care e foarte, foarte tehnic și ținea mingea bine. Încă nu a avut explozia de care mă așteptam eu să aibă parte în returul ăsta, pentru că împreună cu Ciocârlan și Horongoză, eu zic că sunt unul dintre cele mai bune linii de mijloc pe care le avem totuși la nivelul acestei ligi. Alături de cuplul de fundaș central, Dumitrescu Curtean. Da. Eu vă spun iarăși, îl văd pe Ungureanu. Foarte bine. Foarte bine. Îl văd pe Ungureanu jucând fundaș stânga. El știu că a fost și el plecat în străinătate la muncă pentru o perioadă destul de scurtă și nu a avut activitate. Rere Moldovan. Să-l vedeți și pe Ungureanu ce evoluție bună va avea pe linia de fund. Păi el vede cel mai bine. Da, discuții în tribune, dar nu se pune problema. Pe părerea mea, arbitrul Velea, Saraul de pe partea tribunei întâi, a văzut foarte bine. Domnul, echipa de juniori a trecut pe locul 2. Da, la 4-4 la Crișor. Deci, iată, aflăm pe parcursul partidei și o baltă bucurie a gazdelor. Echipa de junior a Petrile, care era pe locul 2, nu face decât un 4-4 la Metalul Crișor, fapt ce ajută prin 8-2-ul de astăzi al Lupeniului, ca echipa lui Petre Drăgan să urce pe poziția secundă. E o performanță totuși pentru o debutantă. Nu m-aș fi gândit. Eu am crezut la începutul campionatului că va fi o corvadă pentru Hercules Lupeni să ai și echipă de junior obligatorie. Ca de asta se plâng și cei de la, uite, întorc puțin clasamentul, și cei de la Măgura Pui și cei de la Răchitova, care sunt evident principalele candidate la locul 1. Niciuna nu-și dorește Liga 4 din pricină că au obligația să aibă echipă de junior. Acum, dacă este să respectăm o logică a GF-ului și, în general, a gândirii fotbalistice, eu zic că este obligatoriu să ai echipe de junior, pentru că trebuie să crești copiii undeva. Cei de Liga 1 nu pot să-i crească că n-au timp, cei de Liga 2... Petroșani sau Deva sau Hunedoara, ai de unde. Da, da. Dar ca să adun de la Pui și Răchitova... Hai că Pui o comună mai mare, dar poate Răchitova nu-s vreo 15 copii de vârsta aia prin comună pe acolo, prin sat. Nu poți, e greu totuși să aduni o echipă competitivă, să nu te faci de râs. Așa e simplu, să aduni 15 copii, îi arunci în, cum să spunem, gura leului și... Da, dar totuși, nu știu, trebuie să... Pentru că trebuie și copiii ăștia să crească undeva. Este nu pot din motivele să... pentru care atât primarul Boiconi de la Răchitova, cât și domnul Victor Stoica de la Pui, spuneau că e unul din motive, nu că... Așa, deplasările n-ar fără, cam tot acolo iar costurile. Da, nu știu, baremurile, dacă
mari între Liga 5 și RR Moldova, o acțiune bună din RR Moldova, scurcă atenție printre doi plus portarul. Minutul 19. Cristi, te rog să-mi suplinești comentariul. Da, deci minutul 19 deja cei de la Lupin conduc 3-0. O evoluție, Alex Bălan și-a făcut norma, da, o evoluție bună și sigură în această fază a lui RR Moldovan. Vulpoi bătrân, deja ce să mai Vulpoi bătrân, fundașii centrale ai celor de la Călan, un victime, da, victime sigure, nici măcar nu au schițat. Cred că și noi, dacă eram acolo, având un gabarit ușor mai masiv decât al celor doi fundași centrali, probabil ceva. Încurcam, săream în fața lui și îl încurcam cumva. Da. Este clar, pe teren se joacă într-o singură direcție, Zlate puțin, cam leneș la faza asta, viteza a doua, că dacă ar fi forțat un pic, eu nu știu că nu, ar fi păcălit pe portarul Stupinian, cel care a primit trei goluri până acum, reamintesc, minutele 10, 15 și 19, 3-0 pentru... Știi ce aș face în momentul ăsta? Acum mi-a venit ideea, deși noi nu suntem, nu ne aud nici antrenorul, nici jucătorii. L-a scoate pe RR Moldovan și aș forța pe Bejan și Zlate. Are nevoie de goluri. Are nevoie, dar eu știu ce se întâmplă dincolo. Știi ce aș vrea? Aș vrea să-l văd pe Bejan și pe Zlate descurcându-se în poziția de vârfuri, ei doi, fără ajutorul lui RR Moldovan. Dar după ce mai dă RR vreo 3. Să mai dea vreo 3 și după, uite, poate pentru a doua repriză. Este o idee. Câte să-i forțăm. Are două. Să-i forțăm, să-i forțăm puțin. Să-i forțăm și pe Bejan și pe Zlate puțin. Pentru că și Zlate la Petroșani, în momentul în care a avut o zi bună, a scris de vreo 3 ori. Și RR Moldovan parcă de 5 sau de 6 ori. Jiu 2 nu e un reper. Nu era un reper pentru orice echipă și pentru orice fotbalist. Știți cum, haide să zicem totuși că Jiu și să... cred că pe amândoi ne doare sufletul. Da, când... de acord, dar... Mă rog, hai să nu mai discutăm. Jiu 2... Da, e și greu pentru amândoi să discutăm despre treaba asta. Uite, vezi că nici în Liga 5 nu rezistă. Unirea Șoimuș și Străiul Baru s-au retras. Vă dați seama, Baru totuși dintr-o comună și un om care încearcă să facă câte ceva acolo. Nu au teren, asta nu știam. Și din câte am înțeles, nici primarul Daniel Răducanu nu este un mare fan al fotbalului. Antrenorul Marcu Buzuga s-a chinuit, dar nu asta ar fi vina, ci faptul că o curiozitate, nu vineau jucătorii la meci. Nu puteau să... 8-9 adunau, nu puteau face 11 ani. N-aveau echipă, pur și simplu, da, înseamnă. Iar la Șoimuș, nu știu ce este acolo, nu cunosc detalii. Acolo există în momentul de față și o gestionare... Hai să nu zicem, o gestionare puțin mai atipică a problemelor care există în acea comună și eu știu foarte... Poate tu știi mai bine... Foarte bine ce se întâmplă acolo. Sper că nu spui cu patos politic. Nu, nu ești. Nu știu ce culoare are primarul de acolo. Nu, nici nu contează, nici nu știu dacă nu-i chiar... PPDD. Nu, niciun caz, nici nu știu, nu. E și un băiat tânăr, de vârsta mea, de asta știu... În fine, probabil nu, are o gândire, are o altă gândire, nu... Gata, Traiane. Da. Nu ne interesează politica sâmbătă dimineața, ne-a făcut obiceiul ăsta. Apropo de, gestionarea de care spui de la Șoimuș, iată, la Băița primarul tot timpul vine cu echipa. Da. Indiferent că vine la Lupeni, la Știința, la... Eu l-am văzut tot timpul pe... Vine. Domnul... Îmi scapă. Diniș, Damian. Așa, Damian Diniș, primarul de la Băița, și nu are o echipă rea. Nu, dar cum? Chiar dacă ocupă abia locul 10, oamenii și-au făcut treaba. Și au avut și un joc foarte frumos. Eu vă spun, și la Petroșan și la Lupeni au urmărit la joc Petroșan, frumos. Ce să mai zicem, că i-a bătut. Da. Au vreo doi jucători buni, îmi scapă numele lor, dar au vreo doi jucători cu experiență care îi adună pe ceilalți. Cei doi din față i-am văzut aici. Da, pe ceilalți în jurul. Pisoiu și Pribac. Așa. Au jucat aici la Hunedoara, pe la Corvinu, dacă nu. Divizia B, sigur că da. Tănase. Nu, echipă bună la Băița. Iată-l pe Ciocârlan, îl așteptam de mult. Observ lejeritatea lupenenilor astăzi, da. Că eu cred că dacă ar forța un pic, încă ar mai da vreo două până la pauză. Dar e bine să nu ține cont de ce se întâmplă pe, să zic, tabela de scor. Să joace echipa da. Maturația normală. Panaite, astăzi titular. Adi Zlate. A coborât mult ca să-și ia mingea. Domnul Dumitrescu, care a făcut un mare efort să fie prezent la meci, a ajuns înainte cu 10 minute, a avut un examen la universitate, el fiind și student,
și uite că s-a străduit să ajungă la meci. Putea să ajungă să intre de priza a doua eventual, așa ne-am și gândit la un dat, era o problemă dacă îl scoate sau nu de pe foaia de joc. Dar bravo lui, Marius Dumitrescu, numărul 14, un jucător chiricheș de Lupeni, cum i-am zis eu. Da, tot așa i-am spus. Da. Iată și pe Ciocărlan, a coborât mult jos să-și aducă o minge. Zlate și el. Nu l-am văzut niciodată în postura asta atât de retras. Am impresia că... Nu vreau să comentez în niciun fel. Nu am văzut faza, mă uitam... lui Morar. Da? L-am lăudat. L-am lăudat pe copil. Am spus eu la începutul meciului că până să devină bărbat mai are puțin. Poate și prea multe laude. Da. Da. Părerea mea că Lupeni joacă un pic ca, hai să nu zic la șto. Da, desrânat așa, un pic așa. Băi frate, avem 3-0, e minutul 20, cât o fi 3, ce să mai... Practic meciul nici nu are ritm, dacă stăm bine să ne gândim. E un joc de antrenament. Chiar un joc de sâmbătă dimineață, de relaxare, de... Poate ne aducem aminte de istoria lui Hercules de acum câțiva ani, când nu era jucat în campionatul între cartiere. Da. Nu? Dar, păi și-aș juca cu ambiție, am înțeles, cu vremea aia. Domnul Moldovan la minge, dar nu iese. Ba da, totuși a reușit să țină mingea. Să vedem dacă îl va depăși pe... În urmă cu... Auto extraordinar, ce față. Dar cine a dat golul? Nici n-am văzut. Autogol al fundașului central. Să vedem numărul, dacă se întoarce. E incredibil. Minutul 26. Să fim atenți la număr. Fundașul. Numărul 14 sau numărul celălalt? Blondul sau brunetul? Brunetul. Deci numărul 14. Sergiu Stoica. Da. Minutul 26. Spuneați de începutul echipei Hercules în acele meciuri de cartier. Vreau să vă spun că în urmă cu foarte, foarte mulți ani s-a inițiat la Lupeni un campionat al cartierelor, al echipelor, al prietenilor. Da. Și de unde vreau... s-a și născut echipa? Da. Știți cine a inițiat acel campionat? Nu. Cel cu care comentați. Domnul Cristian. Da. Dar nu spui că ți-i jucai. Am mai și jucat. Dar ce echipă jucai? Aveam acolo, aveam o echipă de prieteni și jucam împreună. Și erau niște meciuri, vă spun, de nu vă venea, deci, de nu vă venea să credeți. Portocala mecanică. Cred că chiar Hercules se numea la momentul respectiv. A avut Baraghin și Duleanțu, au avut împreună acea echipă, după care au strâns băieți în jurul lor. Și aici sunt artizanii. Și să știți că, de exemplu, văd pe Horungos, avea o altă echipă. Avea o altă echipă. Îi văd pe alți băieți, îl văd deci, pe Pana. Pe Panaite avea o altă echipă la care el juca cu cei de pe Viitorul, de pe Trandafirilor, dacă nu mă înșel. Eu țin minte totuși, erau vreo 20-24 de echipe. De regulă la sala de la școala generală numărul 2 în Bărbăteni. 11? Nu, sala este de dimensiuni reduse și undeva la 5... Undeva la 5 plus portarul jucau. Undeva la 5 plus portarul. Însă am jucat și pe terenul de fotbal de la Minerul Lupeni. Da. Deci să revenim. Însă s-a jucat, să știți, și pe terenul celor de la Minerul Lupeni, pentru că acolo existau două terenuri sportive, cel pe care juca echipa mare și cel din spatele dânsului, pe care noi cu toții îl cunoșteam, și acolo s-au desfășurat. Și să știți, un rol important l-au avut și cupele pe sectoare, pe care cei de la exploatarea Minerului Lupeni le făceau. Și de acolo sunt, numai deja acolo nemai fiind un număr mare de angajați și personalul fiind destul de, hai să începem un bătrânit. Urdovan Centrare scoate în sfârșit portarul de pe linia porții, un jucător, cred că Chira a rezolvat, iată, aproape de 5-0. Da, să o lăsăm așa, că ocazia și golul până acum. Poate că Baraghin și Duleanțu cel mai bine pot să-și aduc aminte de aceste meciuri, de aceste cupe. Cu siguranță. Ai urechi! Vă spun că aduceam arbitrii profesioniști la aceste meciuri. Da? Da. Deci nu puteam să... Era atâta încrâncenare între... Era ambiție mare.
La un moment dat s-a trecut și la un alt nivel, în sensul în care anumite firme mai puternice din oraș își făceau echipe și jucau între ei. Deci, da, în general, când da. Se formează aceste echipe aceste, la acest nivel, există firme care își fac propria trupă și, sigur, ambițiile sporesc. Jucați pe prime, pe ce, pe bere, pe savarine? Mai era câte o bere la sfârșit de meci, pe da. Care oferea organizatorul de obicei, indiferent cine câștiga. Da. Iată că... concentrarea antrenorului Traian Câmpean începe să dea roade. Faptul că domnia s-a renunțat să mai fie un jucător activ, schemele tactice pe care le impune... Vreți să îmi induceți ideea că domnul antrenor ajută foarte mult echipa renunțând la viața de jucător activ? Da, să știi că o ajută foarte mult. Și uite, din nou o greșeală. O neînțelegere acolo rezolvată până la urmă de portarul Stupinean. Un portar nefericit astăzi. La câte goluri a luat echipa? Cu da? La câte goluri a luat echipa de la Călan acest campionat? Cred că a fost nefericit majoritatea timpului. Astăzi, până în acest moment, cei de la Călan au primit 92 de goluri. Sunt curios dacă se va întâmpla. Uite, și mai și riscă fundașe. Interesantă optică a apărării de la Călan. Dar bine, acolo la 4-0, CM5, CM4. O lansare, dar săracul număr 10, Spătar îl cheamă. Cum e aia cu Dan Spătarul? N-a murit, nu? Da. După foarte multă vreme, cei de la Călan au reușit să intre în... al doilea atac al Călanului. Da, în suprafața de proprie a celor de la Lupeni. Cum pasează cei de la Lupeni la Oha, dar bine, în sensul bun, că nu cred că nu-și mai doresc să înscrie goluri, ar fi bine să... poate Moldovan va realiza hat-trick-ul astăzi. Da, la cum joacă și la nivelul fundașilor centrale ai celor de la Călan este foarte posibil să reușească să-i mescrie. Eu nu înțeleg cum echipa ca Victoria Călan, oricare ar fi, în cazul ăsta Victoria Călan, nu poate să opună niciun fel de rezistență. Uite-te rămân, ce au făcut cei doi. Pur și simplu rămân pe loc jucătorii celor de la Călan și nu discut de cei doi implicați în fază. Bogani și Spătar s-au uitat unul la altul în timp ce... timp ce Dumitrescu, dacă nu mă înșel, a venit din... Da, Dumitrescu a venit din spate. Făcând o glumă, am putea spune că Traian Câmpean ar putea să intre și el în poartă astăzi, nu? La 8-0. Ca să fie sigur. Da, eu zic că poate să intre oricând. La scurul ăsta e periculos. Da. A, v-aș contrazice, totuși vreau să fiind un comentator sportiv cu foarte mare experiență. Caterincă cu de toate. Da, cu foarte mare experiență, nu-mi permit să vă contrazic. Vezi câte comentarii o să ai. Like-uri. Și de asemenea, domnul Hațegan ar putea să... Așa este. La unii față de alții. La unii place la voi, eu nu am nimic să vă reproșez. Băieți frumoși. Un dialog spumos cu cel care conduce echipa de la... Traian Câmpean, în general, are două probleme. 50% cu tribuna, 50% cu terenul. Acum, înseamnă acum că e repartizat în mod egal. Problema. Domnul Nelu Hațegan, din păcate, astăzi nu este pe lista de rezerve. Cred că de data asta arbitru, nu știu, poate să nu, dar în fine, să nu mai, la 4-0 nu mai, chiar nu mai contează. Deci, revenind la partea serioasă a comentariului, chestia cu Traian Câmpean la 8-0 a fost evident o glumă. Da, bineînțeles, el este un om care își face datoria față de echipă și văd că cu fiecare etapă și intră mai mult în pielea antrenorului și coordonează foarte, da. Și și-a recunoscut greșelile, atât ca portar atunci când a greșit, cât și ca antrenor când a făcut schimbări neinspirate. Atac din nou al celor în albastru, Adi Zlate, o centrare... Hai! Uite, deci cam ăsta e nivelul echipei de la Călan. Ce s-a văzut acum? Acum nici Zlate n-a dat o centrare deosebită. Da, a dat-o chiar greșită, dar atâtea probleme a creat. Mă gândesc câte probleme ar crea o centrare bună echipei de la Călan. Da.
o lovitură de colț executată de Lupeneni. Și iată, aproape de gol, Peniul, dar de data asta un portar inspirat, domnul Stupinean, tânărul Stupinean, repet, de aceeași vârstă cu Dorin Morar din poarta Lupenului. Cred că este o altă lovitură de colț pe care... Vă dați seama și pentru moralul copilului, pentru portarul de la Calan, nu este în regulă să primești câte 6-7-8 goluri în fiecare meci. Ajuns să nu mai crezi în tine, da. Eu zic că mergem înspre 7-8 și astăzi. Să nu anticipăm. A încercat. Vi se pare un scor blând 7-8 sau de ce zice să nu anticipăm? Nu, mi s-a, după ce se întâmplă, dacă facem o proporție a minutelor, nu. Mi s-ar părea un scor aproape de realitate. Observ, domnul Câmpeanu degajează mai bine acum postura de antrenor decât o făcea în postura de... Observ că domnul Câmpeanu are o stare de relaxare acum, explicabilă pe undeva, pentru că la proporțiile cu care echipa domniei sale conduce, cred că nu-și mai face probleme că ar putea avea un eșec astăzi. O surpriză. Să vedem și ce schimbări se vor face pe parcursul meciului. Da, e adevărat. Aș dori să-l văd pe Bob astăzi, jucând. Ca să fie în ultimul mohican. Bob are ca un meci de retragere pe teren propriu. El spunea că ar vrea să se retragă astăzi. Ar fi un prilej bun acest scor să intre și să și marcheze. Să vedem ce se întâmplă. Nu vine să cred. Echipa de la Călan cu tot efectivul... În atac, mai puțin portarul. O lovitură înaltă. Să știi că, uite, am vrut să și spun că în situații de astea, când te relaxezi... Pe deconcentrarea... Da, odată poți să... Numai că nu ai adversarul de un asemenea calibru încât să... Tare mi-a fost frică de acea echipă, Șoimu, Băița, și ai văzut. Da, e alt joc, altă abordare, îi vezi imediat cum vin... Stau să mă uit la cei de la Călan, că nu văd pur și simplu un jucător care să rupă ritmul, să... Ați văzut? Domnul Marius Moldovan a pierdut, bună, în schimb, intervenția lui Mihai Țan, fundașul dreapta. Parcă acest, nu știu, Marius Moldovan, numărul 11, a mai fost mai mult în preajma mingii. Foarte bine ieși cei de la Lupen, acum, iată, Adi Zlate este atacat din spate, să vedem dacă va... Nu, n-au forță, este clar. M-am uitat la spătar numărul 10, nu are forță. Nu, pare puțin mai matur în joc decât alții, dar nu... Nu are forță. Ei nu au forță. Cred că dacă Lupenul face două antrenamente pe săptămână, nu știu dacă ei fac. Hercules își organizează de iată un nou atac. Mingea trece pe la dispecerul Ciocârlan. Vine pe partea dreaptă, urcă să-și ajute linia. Marius Dumitrescu, o centrare lungă, dar Mihail San respinge cu capul. Nu, era totuși... Ungureanu, dar a încercat bine. La scorul ăsta știți cum, dacă nu încerc, mai ales că el nu a avut o prezență constantă în echipă. Da. Hercules Lupeni, Victoria Călan, 4-0 în acest... 4-0 în acest moment. Așa s-a votat. Și... Traian Câmpean continuă dialogul spumos dintre spectatori. E relaxat și el totuși, este scos de 4-0 și... Doar de două țevi de termoficare, nu? Da. Are și el o relaxare normală la scos de 4-0, diferența de gabarit între cele El poate să-și pregătească meciul din etapa viitoare deja. Și noi avem un comentariu mai relaxat decât... Sigur, da. Ne bucură faptul că avem o vreme foarte bună. Să nu zicem hop până nu sărim. A mai venit furtuna de 3 ori într-un meci și 6 ori deși vine furtuna. Nu știam cum să fugim, da. Ia uite, eram sigur că așa va respinge acest apărător. Să vedem cine va... Deci unul sare și prinde 3 și câștigă. Deci îți dai încă o dată. Este... Nu știu, cred că Hercules ar trebui să forțeze un pic, să intre cu un 5-6 la pauză. Eu aș forța dacă aș fi în loc. Și apoi aș juca la bâză în episodul. Păi bune, la călcâi, la pase. Ai văzut cum jucau Steaua cu
Frumos, frumos. Ce gol. Frumos. Zlatan. Cine a centrat? A centrat? A centrat cine? Cine a centrat? Ungureanu a centrat. Rere. Tot Rere moldovan. Bravo. Minutul? 39. Cristi, te rog să descrii faza. Bravo, Zlatica, bravo! În afară de marile erori pe care cei fundacii centrali ai celor de la Călan le fac, nu pot să remarc decât centrarea foarte bună a lui Rere Moldovan și să salut prezența lui Zlate, care a fost la locul potrivit în momentul potrivit. E bine că el a înscris, eu îmi doresc ca și Bejan să înscrie cel puțin o dată astăzi, pentru că încă o dată vreau să prindă puțin curaj Andrei. Când o glumă ca să justifice poziția avansată în care a fost distribuită. Da, da, el este vârf acolo și n-am mai jucat de câteva meciuri. Eu chiar m-am întâlnit acum vreo două zile cu el și l-am văzut, mi-a spus că vrea să continue sezonul viitor să joace la domnul Hațegan. Nu știu dacă domnul observator Biriș are dreptul să-i dea cu părerea. Din nou, acțiune. Apără! Tătărușanu! Da. Bară, nu? Horongos a tratat destul de lejer. În minutul 40. Eu cred că cei de la Lucrăni ar putea să paseze la infinit în astfel de momente, pentru că cei de la Călan nu par capabili nici măcar nu să... Nu par conectați la ce se întâmplă aici. Totuși, pe o stare generală de relaxare și a celor de la Lucrăni. Da, asta este. Totuși, nu poți să zici că umblă la viteza a 5-a. Nu. Da, este un antrenament cu public bun. Da. Hai, șefule, la încălzire. Panaite a greșit. Nu că jucătorul Pantiloi ar fi recuperat numărul 5 de la Vaspeț. Dumitrescu de la Curtean. Și cred că out, exact, corect, indic arbitrul Bălan din Deva. Mai sunt doar câteva minute până la finalul unei prime reprize. De mult am văzut o echipă jucând atât de lejer, relaxat și exact. Da, Zlate continuă să rămână în posesia balonului, încearcă să câștige un duel acolo cu apărarea de la Călan, dar de data asta Și gândirea celor de la Călan este total defectuoasă. Jucătorul fundașul stânga primește mingea, o bagă în centru, următorul jucător o bagă din nou mai în centru, o duce spre centru, în loc să scape de pericol. Călanul trece la prima schimbare, doar două rezerve, atenție. Tânărul Peterelecean intră. Să vedem cine va ieși. Cred că antrenorul Dumitriu, care am înțeles că a jucat și prin Valea Jiului în urmă cu vreo câțiva mulți ani, da, minutul 43, această schimbare. Numărul... Ia să băuri, n-ai făcut nimic. 9. Trebuie să recunosc că nu am, da, nici eu nu. Dacă da. Nu mai este în teren numărul 9, el a ieșit. Ce, n-ați văzut numărul? Numărul 17. 17, da. Domnul Ingurar a ieșit. Să-l vedem pe Ciocălan. Curajos și din minutul... Da, uite, n-am văzut nicio lovit. 17. Și a ieșit Peterelecean. Cel care a dat autogol. Da, autogol? Da, da, el a... Deci Lingurar a dat, nu Stoica. Da, da. Da, mi se spune de o voce mai autorizată că Lingurar este autorul golului. Cel care a fost înlocuit adineori cu Peterelecean, minutul 43. Vulcanul astăzi mă uit are cu Șoimi Băiță. Da. Greu. Un meci de mijloc cu clasamentul acolo. Uricani în momentul de față are 61 de puncte. Da. Comunicăm. Bine, încă o dată repet, când difuzăm noi partida, deja să știu aceste lucruri, dar pentru curiozitatea live. Și noi trăim momentul până la urmă. În funcție de asta mai țineți minte când întrebam în urmă cu câțiva ani ce a făcut Uta, ce a făcut Alba Iulia, ce a făcut și acum întrebăm ce am făcut pe la Băița, ce am făcut pe la Retezată, ce am făcut pe nu știu unde, da. Ce-o mai fi pe la Sălaș? Da. Mândra mea de pe Imaș. Și iată,
că nu este gol, dar portarul Stupinean este o naivitate greu de... Cred că a fost prima acțiune în care fundașii centrali ai oaspeților au avut o intervenție bună. Da. Sau cel puțin a ieșit. Da. Joc liniștit, precum păscutul mioarelor dincolo de gardul de protecție între dealul, terminația retezatului, offside. Dacă și asta a fost... Să zicem că să dăm credit arbitrului Saraol. Dar la 5-0, domnul Cristi, cred că nu mai... A părut puțin Rele Moldovan, a părut puțin că vine din spate, dar eu totuși dau credit, trebuie să dau credit arbitrilor, nu pot să nu... Oricum, poziția noastră nu ne dă dreptul să ne... Nu pot, da, nu pot să... Poziția noastră nici de nespecialiști, da, și nici de la propriu, unde ne aflăm. Acum, poziția mea sigur de specialist aici alături de dumneavoastră. Uite, frumos numărul 8, dar a greșit aici, da. Parcă ne pare rău și nouă că nu... Andreea Stănasă a centrat. Da. Parcă ne pare rău și nouă că copilul... Parcă ne pare rău că n-au și măcar o fază. Și iată cum portarul Morar apără minutul 44. Îmi place Baraghin, iasă de pe marginea terenului și îndeamnă echipa să atace, ceea ce este foarte bine, o atitudine la bună. Acest scor. Da, bună. Da. Pentru că până la urmă o mare ocazie a Lupenului. Până la urmă cred că nimeni nu-și dorește un meci în care ambele echipe să joace în așa fel încât să treacă vremea. Greu de crezut că Victoria Călan... Greu de crezut că Victoria Călan ar putea egala, nu? Ducem gluma la extremis. Da. Dar... E clar, se vede și la noi faptul că ne apropiem de sfârșitul campionatului și intrăm într-o oarecare relaxare. De comentariu, da. Iată-l până și pe arbitru Golan cu să fie acum în etapa asta, să fie vulcanul Rican, ce am văzut în urmă cu câteva etape, cred că și comentariul nostru era puțin mai înverșunat, să zicem, mai aprig, mai, da, pentru că era meciul de altă natură, de altă factură. Pur și simplu, Victoria Călan se prăbușește la propriu. Și iată, pauză. 5-0 pentru gazde. Cei de la Călan parcă mulțumesc cerului. Fluier de start în repriza de după miezul zilei, aici la Hercules Lupen, Victoria Călan. 5-0 după o primă repriză la discreția gazdelor. Moldovan două goluri, Harangozo un gol, Zlate un gol și un autogol al unui jucător de la, am stabilit, Lingurar în locul lui Stoica, a unui jucător de la Călan, o schimbare în echipa gazdă, la pauză. A intrat Surugiu în locul lui Alexandru Harangozo, alături de mine special guest star Cristi Răzmeriță, co-omentator în prima parte, o partidă în care ne-am relaxat și noi la pauză, pentru că am avut un meci greu de comentat, nu? Acum să facem o glumă la începutul reprizei, cum i-am zis lui Morar, că încă nu-i bărbat, nici nu sunt comentator, așa că să nu, da, nu știu. Și special să comentăm meciul. Da. Putem vorbi despre fotbal. Să vorbim, eu vorbesc, dumneavoastră îl comentați și eu îl vorbesc așa. Da, rămâne de văzut, rămâne de văzut ce se întâmplă și în repriza a doua. Însă diferența este foarte clară și când mă refer ce se întâmplă, să vedem câte goluri mai scriu cei de la Lupeni, pentru că este greu de crezut că echipa de la Călan poate să înscrie pe, văd și cele două vârfuri, numărul 8 și celălalt, nu văd ce număr are, doi copii probabil. Nu e vârf, e mijlocaș. Da, doi copii probabil la 15-16 ani care stau în... pe poziția de vârf în momentul de față, care par să nu aibă nicio șansă. Ei au două rezerve. Peter Elecean, care a intrat în locul lui Lingurar, autorul autogolului. Autorul autogolului, da? Deci au înscris totuși cei de la Călan. Oarecum, da. Nu contează unde, da. Portate ca autogolul. Și mai o rezervă, Norbert Lazar se numește băiatul, numărul 9, care cine știe dacă... Probabil va intra. Ceva. Intră și el cu siguranță. Nu au portar de rezervă, atenție.
Deci aici n-au de ales. N-au nici portar titular. Da, eu nu cred că dacă crezut că n-au nici portar titular. Nu mă așteptam să aibă de rezervă neapărat. E posibil să poată. Nu știu, regulamentul permite să intre un jucător de câmp în poartă? Da. Permite, mi se spune oficial din partea observatorului Biriș. Deci dacă optarul ar vrea să intre și ăsta să joace de câmp, poate să schimbe. Nu știu dacă... Nu așa. Nu, dar cum? Se accidentează portarul și nu este portar de rezervă, intră un jucător de câmp. A, deci cu anumite condiții. Numai așa. Aha, bun. Nu, așa nu au voie. Dar e păcat, pentru că un fundaș poate să treacă în față. Da, da. Atacant. Portarul e discriminat aici, totuși, dacă dorește să joace... Da, singurul lui avantaj e că apără cu mâinile. Lupenu din nou atacă pe flancuri cu Remus Moldovan, golgeterul la zi al seriei cu Nedorene. Respinge portarul, dar... Și gol. Dar respinge unde nu trebuie. Exact, Surugiu care a intrat acum. Minutul... 48. Minutul 3 al reprizei. Da. Surugiu intră cu noroc pentru echipa sa. Cred că la prima sau a doua atingere a balonului și înscrie. Însă din nou trebuie să scoatem în evidență greșeala pe care portarul echipei oaspete a făcut-o. A aruncat minge exact acolo unde nu trebuie, practic, în zona centrală, la 6-7-8 metri de poarta lui. Surugiu a fost acolo și a înscris cu un gol plasat, foarte bine plasat, foarte calm. Iar Traian Câmpean vine cu întăriri de pe margine. Echipa are nevoie de întăriri. Băga atacanți. Băgăm atacanți. Da. Am spus. Meciul de adio al lui Bob, cred că. A ieșit. Este posibil ca el astăzi să aibă meciul de retragere aici. Minutul 50. Ion Bob. La Bejan, exact ce spuneam la începutul partidei, nu a reușit poate încă să intre, mai are de lucru de recuperat din punct de vedere fizic, cel puțin, pentru că nu a jucat și a și fost plecat. Da, oricum și pe Bob l-au băgat în primul rând simbolic, că s-ar putea să iese, e posibil. Da. Uite-te la fundașii de la Călan, câtă teamă au în ei în momentul când intră în posesia mingii. Da, îl văd. Uite, și pe... Până și ăsta, în loc să degajeze sau să dea un long line ceva, el nu, exact ce a remarcat atunci cu... O duc în mijloc, da. Da, cu fundașii central care au ales cea mai proastă soluție. Este 6-0, stimați telespectatori, minutul 51, Hercules Lupeni, Victoria Călan, din penultima etapă a campionatului 2012-2013, respectiv ultima etapă la Lupeni. Pe terenul... În ultima etapă sunt curios echipele care se bat pentru promovare, dacă să vedem cu cine joacă, pentru că eu cred că până în ultima etapă. Până în ultima etapă vor lupta. Trebuie spus că și noi am aflat că meciul dintre Universitatea Petroșani și Aurul Braț se joacă după acest meci, datorită din cauza partidei Bob. Dacă Bob înscrie... O centrare acolo, v-ați văzut. Universitatea Petroșani a jucat la Orăștie. Meci greu, totuși, nu pot să spui că au meci ușor acolo. La Brad. Mai greu, deci, cred. Bradul este arbitru în aceste ultime două jocuri. Uricanu are azi 3-0 cu Jiu 2. Și Uricanu în ultima etapă joacă la Brad. Deci Bradul este arbitru. La Petroșani cu Universitatea și acasă cu... Petrila cu Hațegu. Iar Hațegu... Toate echipele joacă în deplasare. Care, Azaurul Certeș va juca la Petrila, unde nu se știe. Nu, deci toate echipele sunt la egalitate de puncte, dacă câștigă Universitatea și Hațegu astăzi. Toate echipele au în ultima etapă. Au 71 de puncte înainte cu etape. Au ultima etapă în deplasare. Îți dai seama că la telefon se va auzi cine va promova. Toate meciurile sunt grele, deși la început eram tentat să cred că meciul de la Brad va fi foarte greu pentru cei care vor juca acolo, dar toate sunt la fel de complicate, pentru că vă dați seama ce mizau. Da. Victoria Călan, în unul din puținele momente, a frumoasă trecerea acestui Peter Elecean, îl pronunț greu, dar mă străduiesc. Iată ce fizionomie are acest fotbalist. Da. Numărul 8, tănasă, un copil practic. Este clar maturitatea în joc a celor de la Hercules, pentru care și ei au citit ce fel de adversar au. Eu nici nu știu. Nu sunt sigur că acești jucători sunt titularii echipei de la Calan, totuși. Nu, parcă nu vine să cred. La pauză anumite vorbe care ar lipsi vreo 5-6 titulari. Din cei care au urcat, de-aia nu-mi explic cum a bătut pe Hațec, totuși. Incredibil. Că această echipă putea să învingă 1-0 retezatul Hațec.
care oricum e echipă cu... Retizatul Ațic, dacă învingea la Călan, probabil era promovată, pentru că avea 3 puncte cam acolo gata, era, da. Cam gata. Reamintesc și brigada de arbitri, Alexandru Bălan din Deva. Trebuie să mai vorbim ceva, nu? Da, există și anumite discuții, văd, către jucătorii celor de la Călan, care își mai reproșează unul altuia câte ceva. Mai auzim, da. Așa, spuneam de arbitraj, Alexandru Bălan din Deva, Alin Sarau din Deva, la asistent la linia 1, dinspre noi, Florin Velea din Hunedoara, Mirel Bireș din Deva, în calitate de observator al Asociației Județene de Fotbal Hunedoara. Și trebuie să spun telespectatorilor că, așa cum cred că am spus și la început, meciul de baraj va avea loc pe 19 iunie. Ar fi interesant să mergem să-l comentăm. Să-l vedem, la, da, Reșița, ca să știi. 19 iunie. Ora 17:30, 5:30 după amiaza. Nu e o distanță așa de nepătruns până acolo. No. Va juca campioana județului Hunedoara cu, deja de mult, campioana județului Gor, 12 puncte avans înainte de final, Știința Turceni. Am înțeles, o echipă formată din profesori din localitate, dar care, sigur că în subsidiar, este sprijinită de întregul complex energetic, nu ne vreau să spun în alt fel termen, întregul clan fotbalistic, sau cum să zic, acolo al județului, e o familie, întreagă organizare, așa, întreagă organizație fotbalistică a județului, s-a aflat sub pălăria lui Condescu, dar foarte frumos, da. S-ar putea să fi fost offside. Cred că a fost. Cred că a fost. A fost offside. Zlate s-a grăbit puțin. Dacă și a ridicat asistentul. Da. La semnalizarea lui Florin Velea. Mergem pe mâna lui că e pe linie. Din Hunedoara, el a fost aproape, dar n-are rost să ne mai cramponăm la 6-0 la discuții de acest gen, chiar că nu... Nu știu dacă nu este victoria la scor asta a Lupeniului pe acest campionat. Am câștigat și la Petroșani, Lupeniu a câștigat și la Petroșani. În afară de 9-2 la Jiu. Da. 9-0, pardon, 9-0. Mai sunt câte, ia 4 ca să bată recordul. Nu ți-am scris pe 0, ce zice? Și apără Stupinean. Degajare până în dreptul lui Marius Moldovan. Marius Moldovan... Marius Moldovan a încercat să schimbe cu Mihal Sandar. A fost faultat acolo Ciocărlan. O poziție bună, însă cam distanță mare, 40 de metri. Da. Eu sunt sigur că o să încerce să... Băi, să încerce, că... Trage la poartă, pierde. Da. Iată, mai el lângă el, de munte, da, dintre Vulcan și Retezat, cu Jiul de vest în spate, începe să simte prezența cu o viteză mai mare decât a jucătorilor, mai ales a celor de la Călan, pentru că, evident, celor de la Lupen nu ai ce să le reproșeze astăzi, pentru că ei și-au... Cred că din Moldovan a ieșit mingea. Moldovanul este puțin agitat, că are doar 2 goluri din 6. Da, un procent... Are totuși cota 31 deja. Da. Nu știu dacă va fi prins de adversarul tău urmăritor. Ursachi de la Hațeli. Nu știu ce astăzi cu aurul certej ce face acest Ursachi. Au încercat o schemă fotbaliștii din Călan, dar dejucată de apărare. Dar ce schemă? Dar ce schemă, da. Dar dejucată de... Până și portarul Morar își permite cu lejeritate o degajare cu boltă până la unul dintre coechipieri. Baronul a fost controlat de... Bobe scapă! Sol! Și Bobe înscrie! Bob! Spre deliciu tribunelor! La meciul de retragere, după cum spune el... Puntează în minutul, să ne spună tot așa, de la imagine, minutul 56, ni se spune de către cei competenți. Acțiune, Bob. Fără 7. A, și 5-3, da. Cred că portarul Traian Câmpean ar putea să se pregătească de încălzire. Este 7 la 8-0? 7-0. 8-0 am zis că poate să intre. Ion Bob din acțiune. Simplu, frumos, 5-6-7 metri.
șeful, am zis că dăm 8. Da, și iată că Ciocârlan deschide pe Rasol, o fentă și... A dat-o totuși plasat și ușor. Apărătorii de la Călan intervin eroic la această fază, rezolvând un scor rușinos care se configura dacă intra acest gol. Și iată că... Cu ce fac copiii a doi, bă? Da, corect, lovitură liberă pentru... Bun, Calanioș. O pătrundere a lui Calanioș. Oprită printr-un faul. Dă bine 7-0 ăsta, nu? Așa. Da, totuși emoții mari în tribună. Emoții mari în tribună. O fază în care, iată, numai puțin de 8-7 fundași, 7 jucători ai Lupeniului și să nu faci așa la probleme. Nu sunt 9 metri, sigur că, dar arbitrul Bălan măsoară distanța regulamentară de 9,15. Cred că nimeni nu are 9,15. Poate când s-au inventat alea electronice. Să vedem ce se întâmplă la această fază. Ne dăm cu părerea? Peste poartă, în zid sau gol? Nu cred să fie gol. Nu are. Peste poartă. Deci prima opțiune, da? Da. Prima opțiune. Hercules Lupen, Victoria Călan, echipa de la Lupen a scăpat de mari emoții. Da, da. Și spectatorii parcă sunt mai relaxați în aceste momente. Lupen își rea, în forță atacurile, da. Pentru că până la 10 mai sunt doar 3 pași. Destul de aproape de... Nu, în primul rând, Lupenul trebuie să-și bată recordul. Propriul record, așa da. Este. Cu 9-0. Sau să legaleze. Dumitrescu. L-a văzut liber pe Rasol, dar respins. Vă dați seama ce ne dorim acum, ca Lupeniu să depășească recordul. Au vins cu 9-0 pe cine? Pe Giu Petroșani. Din nou Giu Petroșani apare la toate recordurile negative. Da. Așa este. Păi când ai primit 118 goluri, ce să mai e? Călanu își revine din corzi, are un moment mai bun, dar nu durează mai mult de 30 de secunde, pentru că Lupenenii l-au recuperat. Ciocârlan, zis Buci, parcă, nu? Da, da. Ciprian, sau cum îl cheamă? Cristian Ciocârlan. Am emoții, să știm, în continuare pentru acest meci, că Moldova nu mai înscrie. Da, este chiar la minge, cred că va... Va scăpa de ea. Da. Da? Offside? Important e că Bob a reușit să înscrie. Moldovan are același debit verbal de om supărat când nu este ceva, chiar dacă scorul este, reamintim, Hercules Lupen, Victoria Călan, 7-0. Da, trebuie să joace echipele, ați văzut în Anglia acum. Bob, aproape de gol. Și frumos, a dat o pasă foarte frumoasă și a arătat că nu vrea să înscrie numai el astăzi. Frumos, frumos de tot. A marcat. Da. Numărul 11, Zlate. Minutul 60. Eu am rămas pe pasa lui Bob. Buma se îngroașă. Da, da. Lupen își dorește victoria. Da, da. La un scor de peste 10, cred că. Pentru că obiectivul a fost atins în minutul 10. Cred că acum va fi un concurs între Zlate și Moldovan. Zlate a scris pentru a doua oară astăzi și Moldovan Bob, care s-a dovedit extrem de altruist. Cred că băieții ăștia de la Călan au cârcei, au de toate, nu? Da, da. Fac pariu că dacă mă duc la un spectator în tribună și întreb repede cât e scorul, nu mai știe, nu nimeni știe. Sunt foarte curios ce intervenție suplă a lui Stupinean. Sunt foarte curios unde se va opri Lupeniu. În minutul 90. La ce scor? Nu mai, deci Călanu... Nu știu, eu n-am văzut de mult. O echipă ta de căzută. Căzută psihic, în primul rând.
Nu regret că am ales acest meci în locul cârnaților și mititeilor de la zilele petroșanilor. Da. Ar puteți totuși să ajungeți, nu cred, da, că trebuie să... Nu, e prefer să evit acel bâlciar maroc insuportabil. Oricum, cu siguranță astăzi mai avem un punct comun. Mai avem. La ora... Te aștept, ești 16, de data asta relaxați. Da, da, da. Universitatea da. Petroșani Aurul Brad. Cred că va fi un meci la care foarte nu vom fi atât de relaxați, pentru că pentru noi cei din Valea Jiului este foarte important ca Universitatea să câștige. Acum, chiar dacă se află în luptă directă cu Uricani, o altă echipă din Vale, eu îmi doresc ca toate să câștige, să se ducă acolo, cât mai sus și cât mai bine. Important este ca să vedem ce fac și cei de la Hațeg, pentru că în cazul în care și cei de la Hațeg câștigă, vă dați seama, dacă nu câștigă, este clar, Valea Jiului are o echipă în finală. Au echipă în finală, indiferent care este ea. Dar cu condiția ca Universitatea să câștige astăzi. La ora 16. Eu mi-aș fi dorit ca și aceste meciuri totuși să se joace la aceeași oră și știu eu de ce îmi doresc să se joace la pentru ultima etapă. La ultima așa etapă. Se joacă, așa se joacă. Bun. Pentru a crea acea presiune, acea atmosferă, acea stare specială. Eu cred că Inter Petrila își va vinde scump pielea cu retezatul Hațeg. Toate echipele își vând scump pielea, nu? Bine, vorbim de meciurile cu implicare directă. Direct, acolo, da, pentru că astăzi totuși Victoria Călani este o echipă care este pe ultimul loc. Nu pot să... Nu discutăm de meciul de aici. Nu pot să... Ei au făcut săracii ce au putut, atât au putut astăzi. Important e că s-au deplasat. Da, s-au deplasat, au încercat, au... Hațeg, nu știi. Este marea lor mare. Cine e observatorul acolo? La Hațeg. Poate cu ajutorul domnului Biri și observatorul de la această partidă vom afla și care este rezultatul. Severoi. Cam prin minutul 70, cred că. Bine, ce. Retezatul Hațeg Auru Certej. Deocamdată să revenim la jocul de aici. Cu... Zlat e foarte retras, foarte retras. A jucat astăzi, a încercat. Și totuși a scris de două ori. Da, a scris, așa retras. A scris de două ori, cum da. E el, da. 2-1 la Vulcan. Da, aflăm între timp că în partida aceste Vulcan Șoimă Băiță este 2-1. De asemenea, un scor cu mai puțină conotație pentru partea finală, doar de orgoliul vulcanenilor care își doresc să termine imediat sub Universitatea sau Uricana, am zis. Deci, în calitate de echipă campioană, antitr, să nu fie chiar pe loc. Eu am impresia că pentru aceste ultime două etape, Vulcanul își dorește să termine înaintea Lupenului și Lupenul înaintea Vulcanului. Cred că ăsta e obiectivul celor două, da. Deci ele sunt acolo, cap la cap. În minutul... 65. 65. Da, minutul 65, a treia schimbare. La gază, Ștefan Mihai a intrat în locul lui Ciocărlan. Alo. Mi se pare că să nu slăbească ofensiv Lupenul cu această schimbare. Da, se poate pune problema și așa, trebuie să fie foarte atent, să-și mențină acest trend ofensiv, pentru că nu pot pe ultimele 30 de minute să slăbească ritmul. Da. Bobe, din nou... Aproape de gol, aproape de gol. Aproape de gol. Între timp vom afla și la Hațeg ce se întâmplă. Hercules Lupeni cu Călanu, 8-0. 8-0. Frumoasă, merită să și analizăm și altfel acum pe Hercules Lupeni în aceste ultime 22 de minute. Pe ansamblu, evoluția acestui campionat. Pentru că nu mai raportăm la acest meci nimic. Da. Iată că Hațeg nu se lasă, da? Nu e așa cum credeam ușor. Conduce cu 2-1. 2-1 pe Aurul Certej. Uricanul, repet, 3-0 cu Jiu 2. Rămâne Universitatea să câștige de seară, după amiază. Brat și atunci iarăși vor fi la egalitate. Vor avea 71 de puncte toate trei echipe. Interesant final de campionat. Da, Aurul Brat face jocul. Interesant. Da. Nu, nu, nu. Bob surprins în offside. Offside. Ce relax. Adversar numai când este intenție, nu e din contră. Și nu e intenție. Deci când este din contră, nu e... Auzim pe fundal o explicație de specialitate legat de poziția de offside. Eu nici acum nu știu ce s-a întâmplat atunci cu lovitura de 11 metri. Țineți minte da, a greșit arbitru. Cu Șemi Băița parcă a jucat Hercules atunci. A greșit arbitru, da. Florina, nu. A greșit arbitru.
Sergiu Stanca, dacă nu mi-am... Nu, nu, știți că noi nu ne-am pronunțat, da, atunci nu ne... Nu ne-am pronunțat, că n-am înțeles nimic. Da, n-am înțeles ce s-a întâmplat și nu... A fost suspendat? Da, și-a recunoscut vina, asta este foarte important. Puțin arbitri. Da, la sfârșitul meciului ne-a și... Nu, nu, mie... Mi-a spus chiar personal. Telefonic. Da, băița putea câștiga meciul, atenție. Da, da, da. Dacă... Oricum au avut o ocazie prin 88-89 la 2-2. Echipă bună. Mi s-a părut cea mai bună agresivă echipă care am văzut-o aici la Lupeni. Și au venit și Universitatea Petroșani, a venit și Hațe, cu care chiar dacă a câștigat, să știți, băiți au jucat cel mai puțin din punct de vedere. Spectaculos, da, cel puțin, da, prin cei doi jucători de la Hunedoara, Pribac și Pisoiu. Foarte frumos, au jucat amândurora. Da, vorbind pe ansamblu, Hercules Lupeni, jos pălăria pentru... Da, o evoluție, o evoluție bună. Începând de la modul în care și-au primit partenerii de întrecere, să nu le spunem adversari, modul în care Nelu Hațegan și din nou portarul Morar se joacă, da. În care au știut să gestioneze situațiile mai dificile, deși, repet, știi ce, Cristi, cred că i-a ajutat în primul rând pe Hercules Lupeni? Faptul că ei au pornit de la început cu premisa că nu-și doresc decât să fie o echipă care să joace de plăcere undeva în primele, spuneau ei, 10 locuri. Da, și când, da, pleci de la ideea asta, n-ai ce să... Da, și corectitudinea și, da, bunătatea celor care s-au ocupat, faptul că au știut să treacă și să se acomodeze destul de rapid și în retur, eu zic că au avut o prestație extraordinară, dar și în retur au avut o prestație bună. Faptul că au făcut trecerea de la unii jucători la alții și vreau să vă spun, să vă readuc aminte, dacă echipa a început să cu Baraghin, cu Duleanț, în echipă, cu Câmpianu, ușor, ușor au lăsat locul unor copii mai tineri care au venit cu un alt suflu și cu altă dorință și posibilitate poate de joc, pentru că într-un fel joci la 40 de ani și într-un fel la 20-22 de ani. Echipa de la 18 august, care a debutat, cu care am debutat la, da, Petrila. Foarte interesant ar fi. Traian Câmpian a fost în poartă, da? Panaite, Dumitrescu, Ștefan Mihai Curtean, Duleanțu, Bahrin, Ciocârlan, Halunga, Remus Moldovan și Bărbat, înlocuiți cu Gârda Bob, pe bancă mai fiind Hațegan. Da. Deci asta a fost echipa de start. La portarul Lup la vremea respectivă era, da, rezervă. Portarul Lup, care nu mai e, joacă, Lup nu mai joacă, Traian Câmpian nu mai a joacă. Lăsat loc, așa, Duleanțu a lăsat Bahrin, loc. Nu știu, nu mai există. Nici eu nu știu unde este. Bărbat în Marea Britanie, nu știu, Gârda. Adi Halunga este undeva în momentul de față, l-am și văzut, este în tribună. Nu știu dacă mai face parte din lotul echipei. Nu mai face de mult. Da. Deci iată, dacă numărăm, jumătate de echipă schimbată ușor, din start, discret. Uite, chiar și debutul a fost, da, bun. Ei au reușit să egaleze. Am și, da, am fost, s-a dat un gol pe sfârșitul meciului atunci, da, nu, da, mai țin minte minutul, undeva la sfârșitul meciului, 77, parcă aveți lumea sănătat. Am fost în tribună acolo la Petrila, am urmărit meciul. Da, și încet, încet și-au creat culoare, au venit la primul meci pe teren propriu, unde i-au zdrobit pe Simerieni, în care juca cam aceeași echipă, plus Suba, ce avem acum în teren. Da, mă rog, era locul de început, da, mai apărea, da, Boșneac ca rezervă și așa mai departe. Încet, încet, sigur că și-au găsit, în primul rând și-au găsit fundașii centrali, da, da, Dumitrescu, Curtean, Ciocârlan la mijloc, categoric capul limpede al echipei, Moldovan a fost constant, da, de la meci la meci. Horungozu, să știi, și el și fratele lui care lucrează, care joacă la Uricani, sunt niște jucători foarte buni, hotărâți, poate câteodată prea hotărâți, dar în rest niște jucători foarte buni. Eu îi cunosc tot de la cele campionate pe care le organizam în sală la un moment dat. Le știu determinarea și dorința de a câștiga. Toată lumea vrea să înscrie la Lupeni, da, am impresia. Exact, asta mă uitam acum la acțiunea lui Rasol și încerca să găsească culoarul cel mai favorabil de a trimite un trasor
Reporta lui Stupinean. Am mai spus acum vreo 3-4 etape, să știți, Rasol, chiar dacă am discutat foarte puțin de el, mi se pare un jucător, bineînțeles, păstrând proporțiile, dacă țineți minte, Gâlcă. Da, Gâlcă, Gâlcă era un jucător care niciodată nu ieșea în evidență. Da, Chiricheș, niciodată, da. Evident. Nu greșește, domnule, niciodată, are o evoluție constantă, perfect. Scorul este în acest moment, știi? 8-0. 0, am văzut că ți-a scăpat. Deci e clar, Hercules va încheia în fanfară acest meci, chiar dacă nu va mai înscrie, decât dacă și-ar egala recordul cu Jiu. Etapa viitoare Hercules Lupeni joacă... Cine? Hercules Lupeni, etapa viitoare, joacă... Etapa viitoare la Certeci. Iată o neînțelegere între banca tehnică a lui Traian. O neînțelegere de neînțeles. De neînțeles, da. Niște ieșiri de neînțeles la acest scor, când de fapt mai contează, cred că bine, foarte bine, bine, dat. Spre Surugiu, probabil. Spre Surugiu, da. Bob din nou încearcă o pasă bună. Nu înțeleg ce de ce atâția nervi pe Lupeneni, când ei ar trebui să joace așa numai pe scheme. Moldovan Rere mai are câte un puseu de ăsta de... Și vă zic, și tot de la fotbalul în sală, da? Unde îl vedeam, îi ziceam... Acolo îi se trage. Acolo l-am văzut eu prima oară, dar știm că dânsul tot timpul a avut... tot timpul a încercat să înscrie, a dorit ca echipa la care el joacă să câștige și până la urmă, știți cum, fiecare avem comportament și dorință și... Eu v-am spus și țin minte de mine că... Mă enervam la câte un meci al celor de la Minerul Lupeni, de ajungeam acasă și mă întrebam cum de-am putut să... să... Da. Da. Nu știu, dar cred că Lupenul dorește să facă o nouă schimbare, dacă mai poate. Da, mai are dreptul la încă una. Ștefan Mihai. Hands clar al lui Zlate. Da. Schimb de balon în continuare între Lupeneni, dar mai ajunge mingea și la cei în alb-roșu. Vă reamintesc cei care au conectat poate mult mai târziu pe frecvența acestui meci. Hercules Lupeni, Victoria Călan din etapa penultimă, 33, 8-0 pentru echipa de la Lupeni. Suntem în minutul... 75, cred. 29. Repriza a doua. Da. 74. Minutul 75. În continuare, 8-0 în favoarea echipei mai bune, nu? Se spune. Da, este clar. Nici nu... Am mai râs noi, am mai glumit. Focuri de paie. Am mai râs, am mai glumit, dar... Mare, mare de tot diferența. Mi-aș dori acum, pe ultimul sfert de oră și execuție, știm că noi am prins niște goluri extraordinare. Uitați-vă. Da. Așa? Offside, offside, clar, l-am văzut. Absolut, corect. Am prins niște meciuri și niște execuții, niște goluri extraordinare. Mi-aș dori un gol din ăsta. Un gol, dar nu mai ciocărlan în teren. Dar acum știm că au mai înscris și alți, jucători. Dar Rere Moldovan ar fi o opțiune în sensul acesta. Ungureanu recuperează, Ungureanu... vedeți ce important este să te duci după minge? Da. E, nu, e greu de rezolvat. Nu-i nimic, da, nu-i nimic, să nu lovească. Să reamintesc și succesul încă o dată de la junior al Hercules Lupeni, 8-2. Deci iată până acum 16 goluri încasate de, să le mai zicem, furnaliștii? Nu prea mai au nici furnale, nu prea mai... De la Călan? Eu cred, nu știu dacă au venit cu un singur microbuz, au venit oare cu toții, s-au separat, nu-mi dau seama, însă dacă au venit și toții... Cu un autoturism, am impresia. Cu un microbuz și cu un autoturism. Așa am văzut, cred că destul de greu vor porni spre casă, pentru că 16 goluri câte au primit în port bagaj să le duc acolo, de-abia pleacă microbuzul de pe loc. Se taxează ca la avion. Da, da, da. Bagaj suplimentar. Deci, încă o dată, vorbeam de juniori. Hercules, Victoria Călan, 8-2.
tânărul Guțu, frumoasă intenția, foarte da. Frumoasă intenția lui Mihălțan. Iată, fundașul dreapta, Mihălțan numărul 6. Și acum intervenția lui Bravo, la Calanioș. Calanioș a mai avut o încercare. Și Mihălțan ăsta, fundașul dreapta, și, da, a obținut și lovitură liberă. 6, bun. Ca dovadă, a încercat să suplinească ceea ce ar trebui să facă colegii săi din linia de atac. A încercat o variantă mai ofensivă, i-a ieșit, dar acolo s-a aflat portarul Morar și scorul rămâne același. 8-2 cu 8-2 la junior, încă o dată ca să-mi închei ideea. Tânărul Guțu, autor a 6 goluri și el în situația de a fi gogetărul Ligii a 4-a Hunedoara la junior, echipa Lupeniului fiind foarte aproape de a încheia pe locul 2 la juniori. Un lucru foarte bun. Da, bun. Și locul pe care cei de la Hercules, Lupeni, echipa mare vor privește încheia. Privește puțin imaginea aceea cu cei de la Călan, Cârcei, nu, deci ei nu mai pot. Da, da. Nu, pot. Și avem 5 jucători celor de la Călan în fața noastră aici, da. La câțiva metri, în afară de numărul 11, care pare la o anumită maturitate, ceilalți... Sunt chiar copii. Marius Moldovan îl cheamă pe numărul 11. Deci nu mai pot. Ei nu mai pot. Deci Cârcei nu-i mai lasă, practic. Sunt terminați. În mod normal. Privesc la numărul 14, la Sergiu Stoica. Săracul abia mai pășește. Asta înseamnă... N-au nici jucători de rezervă, n-au pregătire fizică, n-au... Mai au un jucător, am repet, numărul 3, Norbert Lazar, pe banca de rezerve, poate îl ține, cine știe, Doamne ferește, de vreo accidentare. Probabil dacă ar juca în 10 cei de la Călan, când cei de la Călan ar fi decisiv în economia acestui meci, de asta ar ține, la loc să-l introducă și pe băiat să aibă și el câteva minute jucate. Da, Ștefan Mihai încearcă să declanșeze un atac, schimbă cu fundașul central Curtean. Acesta mai departe spre activul, ca întotdeauna, Chiricheș de Lupeni, pe numele său de buletin Marius Dumitrescu. Bună gluma din tribună. Un spectator spune, hai mă să dăm și noi un gol. Să dăm și noi un gol. Da, e frumos umorul ăsta spontan. Astăzi nici nu s-a mai suduit chiar așa. Hai Zlătică. Adrian Zlate nu găsește loc să treacă pe lângă Peter Elecean. Astăzi el are emoții și mai mari, l-am văzut și pe tatăl său în tribună și cred că... Bună centrare! Excepțional, da. Bob! Excepțional. Zlate are emoții mai mari, chiar pe atacul celor da. De la Lupeni, stă taică-s în tribună, l-am văzut undeva acolo și cred că-l analizează... Și tatăl tău stă în tribună. Stau împreună! Stau împreună. Un lipsitor, nu? Da, da, da. Cred că domnul Conor Răzmeriță nu mai are nici domnia sa emoțiile ca la meciurile din divizia B. Era atât de supărat cu băița că am făcut 2-2 băița, atunci, da. Pentru că am ratat și noi o ocazie, primitul 91. Da, bun a... scor în context. Da, i-am spus, zic, stai liniștit că și băița ratase prin 89, primitul 89. Cu golul valabil, exact, anulat. Exact, zic, lasă că... E normal să-ți dorești ca echipa din orașul tău să câștige, ei, indiferent la ce nivel, indiferent de ce competiție. Dacă ar gândi așa toți primarii. Da. Eu m-am bucurat, am fost undeva în toamna anul trecut, am fost la finala campionatului de rugby. Să știi că am avut o discuție chiar acum, în această dimineață, cu niște oameni de sport și puneau problema că de ce Lupeniu, care are un primar atât de apropiat de fotbal, a renunțat firește din motive financiare da. Clare explicate la divizia B, dar nu putea măcar la Liga 4 să o țină. Lupeniu are o echipă în Lupeniu are. Afară dacă da. Nu apare această Hercules. Să știți că meritul apariției celor de la Hercules este a celor care au făcut ca această echipă să funcționeze. Știți cum, așa s-a putut la vremea respectivă. Noi am trecut prin perioade foarte grele, dar ar trebui să intrăm în administrație, în politică și prefer să nu o facem. Da, și da. Poate că și el, la un moment dat, știți cum, omul poate să ducă cât poate. Da. Deci iese Victor Pițurcă, nu? Sau cine? Rere Moldovan. Cred. Eu nu știu cine iese. Iese Moldovan. Minutul
de la camere nu se mai comunică. Noi am cam pierdut asta cu minutele astăzi. Ne ia culpa, îmi fac. Minutul 81. Am impresia că Lupenu a renunțat deliberat la... Cine a intrat? A intrat Cesărean. A intrat Cesărean în minutul 81 locul lui Rede Moldovan, care nu vă mai putea înscrie astăzi. Da. E bine, stă la cota 31, e nu, bine, cred, e nu bine. Cred că îl va mai prinde cineva. A încercat Ștefan Mihai cu capul, dar, nici măcar un portar ca Stupinean nu poate fi învins cu astfel de lovitură. Ultimele 8 minute ale partidei, Hercules Victoria, Lupen Victoria Călan. Mi-ar plăcea foarte mult un cuvânt de final de campionat din partea președintelui pe care am să-l aduc aici și să zicem că într-o familie, să toți unii pe lângă alții. Domnul Nelu Ațăgan, deci vă felicit pentru faptul că echipa ați dus-o din Liga 5 în Liga 4 și un final, un fanfar pe teren propriu, deocamdată 8-0, cum vi s-a părut acest sezon? În primul rând mulțumim pentru felicitări și felicitările în primul rând sunt ale echipei. Deci echipa a fost cea care a jucat și noi, conducerea, avem un rol mai secundar, să zicem așa. Să știți că... Dincolo de acest rezultat, da, care... Da, da. Am avut un parcurs pe care, sincer să vă spun, nici eu nu credeam că o să-l avem. Am avut un retur foarte bun din punctul meu de vedere, un tur bun și ce să spun, toate una păstă alta... Dar ce veți face că pretențiile vor crește acum de la, la spectator, la presă chiar? Păi sper să ne menținem măcar pe aceeași linie. Să deci vizați primele 6 locuri în continuare. Să ajute Dumnezeu să fie așa. Bine, vă mulțumesc. Ca de obicei, domnul Nelu Ațăgan, foarte scurt, l-am înțeles și a spus părerea, un caracteristic prin modestia sa, de tipul omului tace, dar face. Da, este un merit al întregului colectiv care se ocupă, în primul rând, niște oameni foarte corecți, să știți, care au reușit să imprime și echipei intră și ultimul mohican la Călan. Da, o anumită corectitudine. Și nu știu de ce l-au introdus doar acum. Analiza pe care dânsul a făcut-o privind evoluția echipei în acest campionat este perfectă, nu mai este foarte mult de discutat. Ce îmi doresc și eu este, nu numai ca Hercules Lupeni, ci ca toate echipele din Valea Jiului, fie că discutăm de Uricani, Vulcan, Lupeni, Petrila, Petroșan, pentru că nu știm ce se va întâmpla la Petroșan, ce echipe vom avea acolo, să continue în primul rând să evolueze la nivelul acestei ligi și în sezonul viitor, deci foarte important să continue atât și după aceea să încerce să obțină rezultate cât mai bune. Despre Aninoasa nu are rost să discutăm, pentru că am discutat cu domnul primar de acolo, trece orașul și comunitatea prin probleme foarte, foarte mari. Important este să menținem numărul acestor echipe, să joace jucători de ai noștri de aici din Valea Jiului. Uite că din păcate unul a dispărut anul ăsta, Jiu Petroșan. Poate că totuși vor reuși să găsească o soluție să continue, dar aveți perfectă dreptate. La pauză, domnul Biriș, că din punct de vedere regulamentar, nu există nicio variantă decât... Atunci am mai pierdut o echipă, nu avem ce să... Eu nu cunosc regulamentul la nivelul ăsta atât de în amănunt ca dânsul. Înseamnă că am pierdut o echipă, vă dați seama, am mai făcut un pas înapoi. Da, măcar să stăm cu astea sus. Da, să stăm cu astea acolo, să vedem dacă ne aștept Dumnezeu ca vreo echipă, fie că vorbim de Uricani. Deși e mai greu ca Uricaniu să se... Eu vă spun, Uricaniu nu, am și discutat cu cei de acolo, nu au resursele financiare și posibilitățile. Poate că cei de la universitate să câștige... Ei ar avea variante. Și ar încerca, poate că ar încerca să evolueze în divizia C și... Da, să-și facă terenul, în primul rând. Da, da, da. Mergem și vedem, bineînțeles. Eu vă spun din punctul meu de eu vă spun pentru mine, deși se află acolo pe primul loc, Universitatea Petroșani a reprezentat totuși o dezamăgire în returul ăsta, pentru că a pierdut niște puncte în mod inexplicabil, nu știu, și pe teren propriu au pierdut vreo 2 meciuri. Au avut o evoluție foarte, nu știu, dacă discutăm de meciul de la Uricani pe care l-au pierdut cu 3-1, dacă nu mă înșel, la Lupeni au pierdut cu 5-4. Și nu au avut o evoluție de așa natură încât să mă mulțumească pe mine. Am și discutat cu domnul antrenor al lor, care cu modestia și cu bunul simț care îl caracterizează, mi-a și spus că și dânsul așteaptă mult mai mult. Da, acolo sunt lucruri care... De gol.
meciul pare că s-a oprit în loc. Da, exact. Eu vreau să spun ceva. O exprimare mai plastic. Da, am vrut să se mai joacă. Dar totuși trebuie remarcat că Lupen încearcă să înscrie în continuare. Chiar dacă pot fi și anumite ambiții chiar personale ale jucătorilor, da, care nu au înscris campionatul acesta, să înscrie și deci. Da, eu să știu că aș fi fost astăzi un pic mai pragmatic și aș fi făcut un grup care se lupte pentru moldovan mai mult astăzi. Dacă tot am prins o echipă de sculți, că ăsta e termenul. El oricum este capabil să înscrie pe acțiuni personale, a înscris foarte, da, bine. Și știi cum? Da, că nici nu vreau să mă aduc. Cred că nici forțările nu vreau astea. Să aduc. Hai să încep sezonul trecut aminte ce s-a întâmplat. Da, cazul unui fotbalist oricând. Da. Sau să ne întoarcem. Băiat bun de altfel. Băiat bun. Sau ca să nu ne întoarcem în urmă cu 30-40 de ani, când Dudu Georgescu, Cămătaru și Mateuț s-au făcut de râs. Am desfințat gheata de aur. Așa este. Trebuie găsit măsură în toate. Au fost incredibile acele campionate. Dacă vedeai cum scriu Mateuț și Cămătaru și Dudu Georgescu, bineînțeles. Haideți să avem timp să... Era un meci Jiu Petroșan cu Dinamo, ala, cu București. Așa. Sau cu Victoria, nu mai știu exact cu cine, cu o echipă susținută de regimul de la acea vreme. Da. Eu mă aflam... Aoleu, Bob nu iese nimic. Și noi am urmărit meciul de pe stadion cu tatăl meu. Ne urcăm în mașină, plecăm și auzim comentariul de la radio. Cel de la radio, comentatorul, pentru că noi doi am comentat astăzi meciul, spunea, domnule, nu știu, echipa Dinamo București sau Victoria, nu mai știu cu cine. Atacă, nebunește, atacă. Tot meciul fusese invers, în sensul că Jiu Petroșan atacase mereu. Și asta a fost uimirea. Eu, copil, fiind aveam vreo 5-6 ani la vremea respectivă, mă, tată, cum se poate? Că ai noștri atacă și ăștia zic altceva. Neștiind eu și neînțelegând ce însemna regimul respectiv la vremea respectivă și ce înseamnă manipularea. Da, ei trebuia să atace, ca lumea să audă în țară că atacă, dar vă dați seama ce prostie la vremea respectivă. Eu nu mai am timp, dar eu am avut și atunci, eram comentator la stația de amplificare și era un meci al Jiului acasă și Dinamo juca cu nu știu cine și înscria gol după gol, era 7-4, 8-5 și eu ziceam, cine crede, stimați spectator, că a marcat și tribuna, cum zic acum, când Cămătaru. Și a venit la mine un securist, a intrat în cabină și mi-a spus, domnul, mai ușor cu Cămătaru. Zice, lăsați-o mai așa cu tenta aia ironică. Da. Domnule, că nici nu erau veniți cu Pluta, îți dai seama. Da, erau momente, sigur. Istorie. Da. Însă n-au luat corect acele ghete de aur, nici unul. Iar pe Mateuț am văzut eu la un meci Dinamo București, FC Bihor Oradea, eram la București, dădeam un examen de... Ia să vedem, se întâmplă minunea? Nu. Dădeam un examen de prezentator de ăsta, de DJ, și până a doua zi ne-am dus la un meci. N-am spus câte 6-4 a bătut Dinamo, Mateuț 5 goluri. Râsul lumii. Da. A, știți cum, fiecare vreme are povestea ei, păi fiecare da, perioadă. Ei se dau mare acum. Ah, s-a încheiat meciul, ne-a furat peisajul, nici nu mai reamintesc golurile, doar atât. Felicitări, Hercules Lupen, pentru victoria, cu Victoria Călan, 8-0. Cristi, un ultim cuvânt. Să ne dea Dumnezeu sănătate. Să ne vedem la Petroșa, la Universitatea, după amiază. Da. Ca suplimen, ca bonus. Da, ca bonus. Și de la toamnă să sperăm că din nou aici, pe acest teren frumos, vom vedea meciuri la fel de frumoase, cel puțin la fel ca acest Hercules Victoria. Tienu Tuțu vă spune la revedere și rămâneți în continuare alături de emisiunile de sport. Bravo! 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 Bravo!